Bine ați venit la o altă lecție despre CSS. Da, știu că este CSS layout, dar are legătură cu CSS-ul mare parte și vreau să vă explic ce înseamnă target blank acela, despre care am vorbit în mini content panel. Haideți să deschid HTML-ul de la index. Bun, și avem aici target blank. Acest underline blank de aici face ca pagina, da, pagina care se va deschide About, să se deschidă într-o nouă fereastră tab din browser și în același timp rămâne deschisă și pagina de unde am dat noi click pe link. De aceea am generat două pagini diferite. Aceasta este cu underline blank, target underline blank, da? Deci aceasta este pagina noastră de acum, target underline blank. Bun. Dacă eu dau click pe imagine, îmi va ține și această fereastră deschisă acasă, da? Plus că îmi va deschide about, da? Bun. Dacă eu nu am scris acest, haideți să mă duc aici. Dacă eu nu am scris underline blank, aici target underline blank și inserez link-ul, pur și simplu atunci când dau click, mă va duce direct pe acea pagină. Nu va mai ține deschisă acea fereastră, da? Și uneori este interesant să îl faci pe utilizator, pe client era să spun, pe utilizator să rămână și pe pagina nouă și pe pagina anterioară. Poate vrea să revină la pagina anterioară direct, dar nu vrea să o închidă, da? De exemplu. Și cam asta a fost și cu această lecție.